Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Consilierii locale municipiului se întrunesc în ședință ordinară vineri 29 ianuarie de la ora 13 la sediul primăriei Reghin. Ordinea de zi cuprinde 14 puncte, inclusiv discuții diverse. Vor fi supuse votului aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016, prelungirea contractelor de asociere între municipiul Reghin și Fundația Fiducia și Fanfara municipiului Reghin, dar și contractele de colaborare și parteneriat dintre Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș. Ședința va fi transmisă în direct la Dareghin TV. S-a convocat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin pentru data de 29 ianuarie 2016 de la ora 13 la sediul primăriei municipiului Reghin. Ordinea de zi cuprinde 14 puncte, inclusiv diverse. Primul se referă la aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016. Cel de-al doilea proiect de hotărâre constă în aprobarea prelungirii convenției de cooperare dintre municipiul Reghin și MAI, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, inițiată în baza proiectului Poliție, Autorități Locale, Servicii Publice de Parteneriat. Următoarele trei puncte se referă la prelungirea contractului de asociere dintre municipiul Reghin și Fundația Fiducia, cel de asociere dintre municipiul Reghin și Fanfara municipiului și convenției de parteneriat dintre municipiul Reghin și MAI, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș. Punctele 6 și 7 urmăresc mandatarea consilierului Mihai Pădurean de a vota în adunarea generală a ADI Aqua Invest Mureș modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și canalizare, dar și ca reprezentant al municipiului Reghin în adunarea generală ordinară a acționarilor companiei Aquaserv S.A. Târgu Mureș, care va avea loc în data de 10 februarie 2016. Consilierii vor supune de asemenea la vot și proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul. Se va dezbate și proiectul de hotărâre privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile de învățământ din Reghin. Un alt punct este cel privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului pentru anul 2016 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică ce înființează și administrează unități de asistență socială în Reghin și aprobarea încheierii de convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială. Pe ordinea de zi mai este cuprins și proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Reghin și Asociația Teleios, în vederea organizării și desfășurării de cursuri gratuite de limba engleză. Punctul cu numărul 12 arată un raport al Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară, mediator sanitar, derulate în municipiu în perioada iulie-decembrie 2015. Înainte de punctul diverse, se va pune în discuție și o informare a Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali în perioada iulie-decembrie 2015. Întâlnirea va fi transmisă în direct la Dareghin TV vineri 29 ianuarie de la ora 13. A fost o zi nefastă pentru o femeie de 70 de ani din Reghin. Miercuri, 27 ianuarie, ora 4, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu pe strada Mihai Eminescu. Femeia a fost găsită inconștientă și transportată la Spitalul Municipal Reghin, apoi transferată la Spitalul Clinic Județean Mureș. Cauza probabilă a producerii incendiului ar fi jarul căzut de la sistemul de încălzire. Femeie cu arsuri în urma unui incendiu și pagube materiale la o casă din Reghin. În dimineața zilei de miercuri 27 ianuarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu pe strada Mihai Eminescu. Această sesizare a venit la ora 4 și aproximativ 2 minute. La locul intervenției s-au deplasat un echipaj cu o auto specială de lucru cu apă și spumă și un echipaj cu ambulanță SMOD. În urma incidentului, o femeie în vârstă a suferit arsuri și a fost transportată la Spitalul Municipal Reghin, de unde a fost transferată la Spitalul Clinic Județean Mureș. Au fost produse și pagube materiale, mai exact ars mobilier, dar și hainele aflate în acesta. Ars mobilierul și hainele dintr-un dormitor, acesta fiind depozitate o mare cantitate de materiale textile.
De asemenea, în urma incendiului s-au degradat ferestrele și ușa de la intrare în dormitor, precum și pereții. O persoană de sex feminin în vârstă de aproximativ 70 de ani a suferit arsuri pe corp și s-a aflat într-o stare de inconștiență. Aceasta a fost preluată de echipajele SMURD sosit, de echipajul SMURD sosit la fața locului și transportată la UPU Reghin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș, cauza probabilă a producerii incendiului ar fi jarul căzut de la sistemul de încălzire. Legea antifumat este constituțională și merge la promulgare. Aceasta a fost discutată miercuri, 27 ianuarie, la Curtea Constituțională, iar judecătorii au decis că este conformă și va ajunge astfel pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Dacă acest lucru se întâmplă, urmează publicarea în Monitorul Oficial, iar la 45 de zile după publicare, legea intră efectiv în vigoare. Reghinenii au păreri împărțite când vine vorba de acest subiect. Vorbim și noi imediat despre toate acestea, dar înainte aflăm de la Mihaela Munteanu ce conține astăzi Jurnalul Economic. Bun găsit! Prin măsurile de mediere a muncii și cele de informare și consiliere profesională ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și prin bursele organizate de agențiile teritoriale, în anul 2015, 354.029 de persoane au fost angajate. Și Facebook a înregistrat anul trecut venituri de 17,9 miliarde de dolari și 1,59 miliarde de utilizatori. Dar cu detalii vă aștept imediat la Jurnalul Economic. S-a mai făcut un pas spre interzicerea fumatului în spațiile publice din România. Miercuri 27 ianuarie, magistrații Curții Constituționale au declarat în conformitate legea prin care fumatul este interzis în toate spațiile publice. Aceștia au respins sesizarea formulată de 33 de senatori, care au susținut că prin definirea spațiului public închis, acest act normativ introduce o formă de discriminare. Potrivit noilor prevederi, fumatul va fi interzis total, printre altele, în cluburi, baruri, restaurante, în taxi, instituții de învățământ, spitale, precum și la locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă acestea sunt în aer liber sau în spațiu închis. Reghinenii au părerile împărțite în ceea ce privește fumatul în locurile publice. Fumător? Nu. Ați auzit de legea antifumat? Da. Și ce părere aveți? E bună. E bună, da. Pentru că odată protejează pe cei care nu fumează și poți să mergi în orice local fără să ai probleme. Din câte am înțeles, fumatul pasiv e mult mai dăunător pentru organism, așa că eu zic că e bună. Am auzit, dar rău au făcut. De ce? Nici de... Merg la o nuntă, merg undeva, dacă nu-i voie să fumezi, mai bine ți-e lipsești, nu merg nicăieri. Dar credeți că este bine pentru nefumător? Păi, este bine, și eu n-am fumat. O an de zile și după l-am luat iar, m-am îngrășat și nu mă puteam încălța. Pe cuvânt, după cum vreau fumez, după nu atâta de exagerat, dar atât fumez. Dar merg la un botez, merg la o petrecere să nu, ăsta, să nu fumez. Știți cum e un viciu și când e un viciu nu te poți spune cu oamenii care nu se pot lăsa sau sunt dependenți de fumat, le mult mai greu și cu legea nu-i ajută prea mult. Da, eu cred că o să scadă și nu o să fumeze așa de mult, pentru că dacă n-au unde, sperăm că nu. Actul normativ va merge la promulgare urmând să intre în vigoare în 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit datelor oficiale, în România, la fiecare 16 minute, un român moare din cauza fumatului. Statisticile pneumologilor arată că anual își pierd viața din cauza acestui viciu 33.000 de români, ceea ce înseamnă 89 în fiecare zi sau 4 în fiecare oră. În anul 2015, prin intermediul Serviciului Public Comunitar Regim, permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Mureș au fost emise peste 15.000 de permise și au fost organizate mai mult de 250 de examene. Potrivit cifrelor oficiale, din totalul candidaților prezentați la proba teoretică au promovat aproape 60%, iar la practică au fost examinate aproximativ 11.500 de persoane, din care au promovat 63%.
Potrivit unui comunicat de presă privind bilanțul activității instituției prefectului Mureș, dar și a serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în anul 2015 au fost organizate 253 de examene pentru obținerea permisului de conducere. E bine, la proba teoretică s-au prezentat 19.442 de candidați, din care au promovat 57,79%. La proba practică au fost examinați 11.491 de candidați, din care au promovat 63%. De asemenea, au fost emise un număr de 15.191 de permise de conducere. Prin intermediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Mureș au fost emise 22.940 de certificate de înmatriculare, 27.887 autorizații provizorii, 8 certificate de probe, s-au efectuat 13.587 de radieri și pe 3 certificate de înmatriculare au fost efectuate mențiuni operative. În ceea ce privește parcul auto din județul Mureș, la data de 31 decembrie 2015 erau înmatriculate un număr de 169.350 de vehicule. Iată, în creștere cu 9.324 de autoturisme față de anul 2014. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Petrica Șomodi. Un șofer care nu are accidente la activ și își schimbă mașina are dreptul să primească un bonus la încheierea poliței pentru noul autoturism. Nu se întâmplă la fel în practică, spun specialiștii, întrucât conducătorii auto nu cunosc această prevedere legală. Singura condiție pentru a beneficia de reducere este ca șoferul să nu aibă pe numele său la semnarea poliției de răspundere civil auto decât o singură mașină. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi, la știrile din sport, vă spun că în perioada următoare vor debuta Olimpiada Gimnaziilor, la care va participa școala Alexandru Ceușanu, și Olimpiada Națională a Sportului Școlar, la care s-a înscris liceul Lucian Blaga. O altă veste vine din Turcia, unde ASEA Târgu Mureș a bifat un egal 0-0 în al treilea joc amical din Antalya, disputat de această dată în compania unei formații poloneze. Dar cu detalii vă aștept la Jurnalul de Sport. Clienții RCA români au de pierdut din cauza că nu cunosc o prevedere legală care le oferă reducere la semnarea unei noi poliții de răspundere civilă auto. Potrivit legii, istoricul unui șofer se transferă atunci când își schimbă mașina, iar dacă este un șofer fără incidente, suma achitată este redusă în favoarea sa. Clienții care au istoric bun, fără daune, stau și se întreabă de ce să plătesc eu mai mult dacă eu nu am produs o daună. Și aici intervine clasa bonus-malus, care în principiu spune că cu cât trece mai mult o perioadă și nu produci daune, cu atât obții o reducere mai mare de la prețul standard valabil în acel moment. Și valoarea bonus-malus, de exemplu de un istoric de 5 ani fără daune, înseamnă o reducere de aproximativ 50% de la prețul de bază care e valabil în momentul respectiv. Persoanele care vor să își păstreze istoricul la schimbarea mașinii trebuie să depună la compania de asigurări o copie după actul de radiere al vechii mașini, după ultima asigurare și o copie după contractul de vânzare-cumpărare a noii mașini. Legislația în momentul de față spune că poți să-ți transferi istoricul ca și clasă bonus-malus de pe o mașină pe o altă mașină cu o singură condiție. În momentul transferului să nu ai în proprietate decât o singură mașină. Asta ce înseamnă? Prima dată să-mi vând mașina veche, să-mi o radiez din circulație și abia apoi să-mi înmatriculez o nouă mașină. Dacă la data la care mi-am înmatriculat o mașină nouă, în baza de date apar și cu mașina veche, transferul clasei bonus-malus nu se acceptă conform normelor RCA în vigoare. Dezinformarea sau insuficienta informare a clienților polițelor RCA îi poate costa. Aici intervine rolul consultanților în asigurări care pot oferi beneficiarilor informația corectă. Fie informațiile nu sunt cunoscute, fie informațiile sunt preluate din presă sau din mass media și sunt, ca să zic așa, răstălmăcite, greșit înțelese. Și atunci sigur că fiecare își interpretează în mintea lui că a auzit ceva și a înțeles ce a înțeles
și chiar mă confrunt, pot să zic zilnic, cu astfel de întrebări, că este adevărat ceea ce am înțeles sau nu. În cele mai multe cazuri, informația trunchiată este înțeleasă greșit. Și aici intervine rolul nostru de consultanți, de consilieri, de sfătuitori, ca să facem ca informația să fie recepționată corect. Calculele specialiștilor arată că dacă nu uzează de dreptul de a-și transfera istoricul la semnarea poliței RCA pentru o nouă mașină, șoferii care nu au făcut niciun accident ajung să achite cu aproape 30% mai mult la poliță. Libertatea presei din România în atenție. Jurnaliștii mureșeni au fost invitați să ia parte la o discuție organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Mediasind Târgu Mureș, reprezentat de Cora Munteanu. Ziariștii prezenți au evaluat cadrul legislativ care poate influența libertatea de exprimare și au dezbătut cele mai folosite articole de lege împotriva jurnaliștilor. Ne întoarcem la acest subiect după ce vorbim cu Crina Casoni despre tendințele previziunilor astrale pentru ziua de vineri. Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Mediasind, Târgu Mureș, a organizat o discuție despre libertatea de expresie în România, prilejuită de lansarea la Târgu Mureș a ediției revizuite a colecției de articole de lege referitoare la libertatea de exprimare. Studii de caz despre jurisprudența instanței românești, ediția 2016. Întâlnirea a avut loc joi 28 ianuarie la sediul sindicatului CNSLR Frăția din Târgu Mureș. Am vorbit cu foarte mulți jurnaliști și spun, păi da, noi nu avem legi care ni se aplică. Și de aici am apucat să facem această cercetare pe cadru legal și am văzut că sunt o grămadă de legi care ni se aplică direct, cum sunt articolele din Codul Civil care reglementează libertatea de exprimare în raport cu demnitatea, viața privată, reputația persoanei. Există articole din Codul Penal care pot afecta într-un fel sau altul munca jurnaliștilor și au fost cazuri mai vechi, cei drept, în care jurnaliști au fost reținuți pe niște spețe care au ținut de protecția datelor secret de stat sau plus șantaj. Discuțiile au evaluat cadrul legislativ care poate influența libertatea de exprimare, care sunt cele mai folosite articole de lege împotriva jurnaliștilor și cât de eficiente sunt ele pentru protejarea demnității umane și garantarea libertății de expresie. Există legislație în zona discriminării care se aplică. În același timp avem un articol din Codul Penal care spune că instigarea la discriminare se pedepsește cu închisoare sau cu amendă și asta este ceva ce foarte puțină lume știe. Avem hotărâri în care rețelele sociale, Facebook-ul este considerat spațiu public și asta este o informație care este foarte importantă și mai e ceva, legea dreptului de autor. La întâlnire a fost reprezentată și presa din Reghin, prin directorul general de Reghin TV, Ovidiu Ilisan. Cel mai important pentru noi, legat de tema de astăzi, este să existe o asociație foarte puternică care să apere jurnaliștii în orice condiție. Fiindcă, real life, hai să fim serioși, depinde unde joci. Dacă joci la Barcelona și te cheamă Cora Munteanu sau Cristian Tudor Popescu, n-are nimeni treabă cu tine. Dar pentru asta ai avut un traseu cu spini, unde numai tu știi ce ai întâmpinat. Cu această ocazie, jurnaliștii mureșeni au trecut în revistă și care sunt principalele provocări profesionale și riscurile la care se expun în exercitarea cu bună credință a meseriei lor. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua este guvernată de Venus, mica benefică. Indiciu cum că ni se pregătesc mici noroace de bani sau de orice altă natură. Cum vinerea vine la pachet cu rezerve de diplomație și tact mai mari decât cele cu care ne-am obișnuit celelalte zile ale săptămânii, n-ar fi rău să purtăm astăzi acele conversații complicate ori cu persoane dificile pe care le-am tot amânat. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre.
1 februarie inclusiv este termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru motorină. Pentru obținerea ajutorului de stat, fermierii mureșeni vor completa o cerere de acord prealabil pentru finanțare, pe care trebuie să o depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș, împreună cu bonurile și facturile fiscale. Până în prezent, există 330 de potențial beneficiari ai subvenției pentru motorină. Cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferentă trimestrului 4 al anului 2015 se pot depune până la 1 februarie, inclusiv, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA reamintește fermierilor, potențialilor beneficiari, data de 1 februarie 2016, ca fiind data până la care trebuie să depună cererile de plată aferentă trimestrului 4 al anului 2015 pentru motorina folosită în agricultură. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă, stabilită la 21 de euro pe 1000 de litri, pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Din costul de la pompă, să zic, al motorinei, ajutorul de stat este în cuantum de 1,79 de lei per litru pentru motorina folosită în agricultură. Beneficiarii ajutorului de stat achiziționează cantitățile necesare de motorină și solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul 4 al anului 2015, în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare. Fermierii mureșeni vor prezenta bonurile și facturile fiscale exclusiv Centrului Județean APIA, iar condiția este ca aceștia să nu fie în dificultate financiară. Bonuri fiscale, facturi fiscale, cu acestea se prezintă la Centrul Județean APIA, deci exclusiv la Centrul Județean APIA. Condiția este ca beneficiarii să nu fie în dificultate financiară sau să nu constituie subiectul procedurilor de faliment, restructurare, reorganizare judiciară, lichidare. În județul Mureș există un număr de 330 de potențiali beneficiari ai subvenției pentru motorină, potrivit reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș. Imaginea instituției prefectului Mureș s-a reflectat în anul 2015 în numai puțin de 737 de materiale de presă. Conform bilanțului de activitate pe anul trecut, aproape 850 de cetățeni mureșeni au trecut pragul prefecturii, dintre care 250 au fost primiți în audiență de către prefect. Aceștia au depus peste 1800 de petiții. În anul 2015, la instituția prefectului au fost înregistrate 16.516 documente, din care 1.853 au fost petiții. Au fost apostilate 1.671 de acte administrative. S-au emis un număr de 395 de ordine ale prefectului. Un număr de 841 de cetățeni au fost primiți în audiență, din care 250 la conducerea instituției. Potrivit comunicatului de presă privind bilanțul activității instituției pe anul 2015, prin intermediul Cancelariei prefectului au fost programate și organizate mai multe activități. Întâlniri cu delegațiile oficiale și ambasadori de state, vorbim de Croația, Turcia, Elveția și Marea Britanie, decernarea distincției Fibula de la Suseni, unui număr de 6 personalități ale județului, cu ocazia Zilei Naționale a României, acțiune civică de împădurire din localitatea Isla, comuna Ernei, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Drapelului, Ziua Imnului, Ziua Europei, Ziua Alegerilor, o decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului, vernisaje de pictură în deschiderea ședinței colegiului prefectural, vizite la veteran de război, primirea colindătorilor la instituția prefectului județului Mureș, dar și altele. De asemenea, instituția a fost prezentă la activități precum inaugurarea ale unor noi centre SMURD, Gala SMURD 25 de ani, Ziua Internațională a Acordării Primului Ajutor, exerciții de simulare a unor situații de urgență, zile ale unor instituții și localități, Ziua Holocaustului, marcarea a 70 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului, ceremonii de predare primire a comenzii Brigăzii 6 Operații Speciale Mihai Viteazu Târgu Mureș, cu ocazia plecării sau repatrierii soldaților români în și din Afganistan, ștafeta veteranilor Invictus, festivități de deschidere și închidere a anului școlar la colegii și universități din județ, festivaluri, conferințe, manifestări organizate în județ, lansări și închideri de proiecte, dezbateri publice pentru emiterea unor autorizații integrate de mediu. E bine, bugetul alocat anului 2015 a totalizat 4,993 de milioane de lei, iar imaginea instituției prefectului s-a reflectat în 68
68 de comunicate de presă, 632 de articole în presa scrisă și 37 de apariții în presa audio-video. Nu trebuie să ratați vineri 29 ianuarie, în cadrul jurnalului de Reghin, o nouă serie Destin și istorie, realizată de profesorul Ioan Costea. De această dată, istoricul se oprește asupra casei cu numărul 3 din piața Petru Maior. Aceasta a fost construită înainte de 1990 și a fost sediul oficiului surorilor de caritate, dar și al poliției Reghin. Avem amănunte imediat în jurnal, după ce poposim la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Joi vom avea parte de un cer predominant noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 6 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 5 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Noua serie Destin și istorie marcată Reghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă vineri 28 ianuarie în cadrul jurnalului de Reghin. De data aceasta aflați informații despre casa cu numărul 3 din piața Petru Maior. Construcția a fost realizată înainte de 1990 și nu era în formula de acum. Avea parter și etaj. La etaj avea 6 geamuri mari. Pe parcurs, clădirea a fost redimensionată, amenajată. I s-au făcut 2 balcoane cu vedere în sus și în josul străzii, dar și cu vedere spre centru, balcoane tipic orientale, nu știu de ce, dar sunt practice. În anul 1903, clădirea a fost proprietatea lui Coș Gheorghe. În anul 1918, aici se afla sediul oficiului surorilor de caritate. Șefa, sora șefă de ocrotire, era Silvia Ancușa. O zic pentru că, iată, ea a intrat în istorie printr-o funcție publică, să zicem, de ocrotire a locuitorilor din Reghin, de aceea îi dau și numele. În 1944, clădirea a fost părăsită. Proprietarii s-au refugiat, că proprietarii erau sași și în 1944, în august, prin august, Wehrmachtul german dă o dispoziție prin care repatriază în Germania vârfurile Săsimii. Vârfurile Săsimii erau foști colaboraționiști cu trupele cu fascismul din Germania. Aceștia au fost expuși în fața invaziei sovietice și chemați astfel în Germania. Un al doilea val de refugiați au fost populația simplă care au fugit din fața invaziei sovietice, frontul trecând chiar prin mijlocul orașului, prin Reghin. Aceștia s-au refugiat, Ungaria, Austria, Germania. Mulți au rămas, dar să știți cum ai venit și acasă după anul 1945, unde i-a așteptat alte treburi. Au fost arestați, au fost trimiși în Siberia. Dar mai multe aflați urmărind Destin și istorie. Rubrica va fi difuzată vineri 29 ianuarie în cadrul jurnalului de Reghin. În ultimele 24 de ore, cel mai accesat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cel din cadrul rubricii Jurnal Plus, despre cele 25 de bufnițe pe care le putem admira la Reghin pe strada spitalului. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost știrea despre soluțiile la problemele mașinii pe timpul iernii, iar pe locul 3 în clasamentul accesărilor este materialul despre reprezentanții Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Reghin, care ne sfătuiesc să fim mai atenți în ceea ce privește păstrarea certificatelor de stare civilă. Pe pagina de Facebook de Reghin TV, cea mai accesată postare a fost materialul din cadrul rubricii Jurnal Plus despre cele 25 de bufnițe pe care le putem admira la Reghin pe strada spitalului. Pe locul al doilea a fost știrea despre marea lucrare aflată pe agenda administrației locale din Comuna Batoș și care se referă la rețeaua de canalizare și stația de epurare. Iar pe trei regăsim materialul despre reprezentanții Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Reghin, care ne sfătuiesc să fim mai atenți în ceea ce privește păstrarea certificatelor de stare civilă. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV.
Rămâneți alături de Dareghin TV. Joi 28 ianuarie de la ora 19, Marcela German vă invită la Reghin exclusiv alături de invitații inginerul Sabin Gliga, administrator de firmă, Ramona Klein-Nog, învățătoare, și Ioan Maier, fost secretar al clubului Avântul. De la ora 21, Maria Neag vă invită la o nouă ediție emisiunii Dar Rustic. Vineri 29 ianuarie de la ora 17 vă invităm la film documentar. De la ora 19, Andrada Șerban vă așteaptă la Scult TV. Invitați sunt Georgiana Stuparu și Larisa Ilieș la o discuție despre viața de licean. Iar de la ora 21 revedeți momente din cadrul spectacolului organizat la Reghin dedicat zilei de 24 ianuarie. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul economic, apoi jurnalul de astre și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!